Răspuns ține de costuri. Și anume, o echipă de specialiști care să ajute startup-urile costă. Cine trebuie să suporte aceste cheltuieli? Din cauza că un fond de investiții are un venit limitat, este un venit generat de management fees. Ori nu-ți permiți ca și fond să angajezi o echipă de experți pe care să-i pui la dispoziția startup-urilor. Nu-ți permiți decât dacă ai un nivel de management fee foarte mare în momentul în care vii și cer un management fi foarte mare, sunt foarte puțini investitori dispuși să-ți să, -ți, să -ți mai bage bani în fond. Al doilea răspuns este unul mai de principiu. Investitorul deja contribuie cu capital. Așteptarea fiind ca fondatorii să fie cei care se luptă să dovedească că modelul de business funcționează, care se luptă să găsească o soluție, să meargă mai departe. Ori dacă tot de la investitor aștepți și capitalul, și expertiza, și ajutorul, să și valideze modelul de business, atunci, pe scurt, tu ca fundator, cam ce mai ai de făcut? Dacă un investitor are de, de ales între două companii care ambele sunt interesante și par oportunități bune de investiții, dar unul depinde total de tine ca și investitor, tu să vii și să pui mâna la, la treabă, să muncești, să faci cine știe ce, 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 ce lucruri în industria respectivă, Astfel încât tu, ca investitor, să-i validezi modelul de business startupului, iar celălalt nu, evident că investitorul va alege pe cel în care el își face treaba de investitori, al fondatorii își fac treaba de fondatori.